lucrează intens la capela mortuară de la Comuna de Jos, potrivit viceprimarului cu atribuții de primar, este foarte posibil ca în această vară să fie finalizată această lucrare. Costul, care include și dirigenția de șantier, este de 900.000 de lei, bani economisiți în vreo 3 ani de zile din venituri proprii din bugetul local. Capela de la Comuna de Jos, capela mortuară, am început-o iarna asta, dar deja de, cred că în noiembrie s-au apucat, ne-a ajutat timpul, de a au și demarat, lucrează foarte bine și foarte repede, deja suntem pe la acoperiș cu ea, până în vară ar trebui să terminăm capela asta cu totul. Comuna de Jos nu este singurul sat din comună care va beneficia de o astfel de investiție. Ne-au cerut cei de la Ticușul Nou să-i sprijinim tot așa, dar acolo am înțeles că este clădirea cât de cât, dar nu, trebuie amenajată și ce mai trebuie pe la ea. Au strâns, din ce știu eu și dumnealor cu parohia, niște fonduri, îi mai ajut, sprijinim și noi cu ce putem dacă e. Și cu siguranță o să facem și în celelalte sate capelă, pentru că aici au fost foarte multe cereri, au venit cu cereri pentru capelă, multă, foarte multă lume. Și cred că e bună o capelă în fiecare sat.